Bun găsit, dragi prieteni! După cum vă spuneam, Alba 24 va încerca să vă țină la curent cu noaptea alegerilor. Cea mai lungă noapte, am putea spune, noaptea în care vom afla cine sunt câștigătorii, cine ne va reprezenta în următorii 4 ani în Parlamentul României. Stăm de vorbă, pentru început, la sediul de campanie al PNL Alba, cu domnul Teodor Atanasiu, candidatul Uniunii Social-Liberale pentru Senatul României, pentru colegiul numărul 1 și, în același timp, liderul PNL Alba. Florin Atanasiu, am văzut cu toții, ne-am uitat la televizor ce s-a întâmplat la nivel național. USL-ul a câștigat categoric. Cum comentați acest rezultat? Așteptabil? Era așteptat? Era previzibil? Era rezultatul pe care îl doream. Aveam nevoie de o majoritate parlamentară stabilă, rezultată de urma votului, pentru a putea susține un guvern care să aibă susținerea politică necesară pentru a face reformele de care avem nevoie. Se pare că românii au răspuns favorabil ofertei noastre, că am obținut un scor care să ne asigure această majoritate parlamentară. Deci mai rămâne ca să ne formăm guvernul și să punem în practică tot ceea ce ne-am propus. Peste 55% atât la Senat cât și la Camera Deputaților înseamnă un scor confortabil. Înseamnă peste 60% din mandatele din viitorul Parlament al României. Da, ăsta era ținta noastră, să obținem jur de 60% din mandatele parlamentare, fiindcă, vă repet, aveam nevoie de o majoritate parlamentară stabilă. Acum cred că nu mai poate să comenteze nimeni, nici măcar locatarul de la Cotroceni, care este formațiunea politică care desemnează premierul și ce formațiune politică vine în fața Parlamentului cu guvernul pe care îl propune. Cred că e foarte clar pentru toată lumea, începând de la Casa Albă și până la Palatul Cotroceni, că USL-ul va desemna premierul, USL-ul va nominaliza guvernul și vom avea un guvern care să pună în practică toată oferta noastră pe care am făcut-o cetățenilor și care se pare că a fost o ofertă de succes, cetățenii îmbrățișindu-și și votându-ne în număr mare, într-o zi în care n-a fost ușor să ajungi la vot, mai ales în județul Alba, uneori în troiene de peste jumătate de metru. Întrebarea este dacă vom avea sau nu guvern până de Crăciun. Dacă am avea niște reprezentanțe instituțiilor statului normal la toate instituțiile, ar trebui să nu avem probleme și să avem un guvern înainte de Crăciun. Cred că votul cetățenilor a fost explicit. Nu e niciun fel de problemă ca cineva să-și dea seama ce și-au dorit românii și să asculte formațiunea care a câștigat detașat alegerile și să nominalizeze premierul. Dacă nu se va întâmpla așa, probabil că vom avea și un mic circ de sărbători, fiindcă ne-am obișnuit că în ultimii ani, de câte ori mi se pare că lucrurile sunt foarte clare, începe aceeași persoană. Și revenind la județul Alba, județul Alba a rămas după alegerile locale în fief al PDL-ului, a câștigat foarte mult Partidul Democrat Liberal în județul Alba. Cum vă aștepta să fie rezultatul după aceste alegeri? Deci în județul Alba, Partidul Democrat Liberal a obținut unul dintre cele mai bune scoruri din România, dacă nu cumva cel mai bun, dar nu a câștigat detașat. Gândiți-vă că la Consiliul Județean a câștigat la 1%, ca număr de primar au câțiva în plus față de noi. Eu cred că nu avem rezultatele din ziua de astăzi de la parlamentare, dar eu cred că vom câștiga în toate colegiile din cele 5 de deputați și cele 2 de senat și vom da majoritatea parlamentarilor județului. Ce ar însemna această majoritate? Păi dacă avem 5 deputați în județ, ar însemna să avem cel puțin 3 ca să fim majoritari, dar 2 senatori deja e foarte greu să ai mai mult de unul, fiindcă ar trebui să iei spre 100% din voturi. Au fost probleme, au fost incidente? S-au desfășurat corect alegerile de astăzi? Nu am avut niciun incident major semnalat de către reprezentanții noștri la secțiile de votare. Cred că e pentru prima dată când autoritățile locale, în loc să se ocupe de prostii, au trebuit să se ocupe de dezăpeziri și nu au avut timp să se ocupe de alte lucruri și primarii s-au ocupat serios de a curăța drumurile și atunci n-am avut semnalate incidente electorale.
Vă mulțumesc, vă dorim succes. Doamnelor și domnilor, punem punct aici și prime intervenții din această seară, din această noapte. O noapte lungă, vă spuneam, o noapte în care vom încerca să vă ținem la curent cu numărătoarea paralelă realizată de partide și în același timp să aflăm poate primii care vor fi viitorii parlamentari de Alba.